Am telefonul deschis. Mă duc la sud, la două pe care o cânt. Să știți, telefonul meu este deschis la clinceni. Mulțumesc, stăți un om extraordinar, domnul Becali. Deci cam astea ar fi cuvintele cu care Țiți Dumitriu a anunțat ca posibil viitor director tehnic, sau mă rog, antrenor peste pălăria lui Nicolae Dică. Ar urma așadar să atace sezonul viitor cu FCSB, pentru că Nicolae Dică nu are licența pro. Acest rahat de jucător, cum îi spunea Gigi Becali în 2004 lui Dică, înainte ca el să se ducă definitiv, e bine, va reveni pe banca clubului vicecampion, să spunem așa, din sezonul viitor, dar el va trebui să fie cumva, fiind minor, Nicolae Dică, în ale antrenoratului, el va fi pe undeva coordonat, tutelat de către Țiții Dumitriu. Vreau să spun că și numele meu, dar și al lui Dan Bâra, ne cerem scuze de faptul, pentru faptul că suntem români și pentru faptul că avem cel mai derahat campionat din lume. Deschidem practic această emisiune cerându-ne scuze în fața celor care ne urmăresc pe internet oriunde pe această planetă. Este singura țară din lume, România, care la capătul unui campionat intern de fotbal își vede propriul regulament contestat. Deci așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, niciunde. Înțeleg că aveau cluburile diferite probleme și le rezolvau pe cale individuală la TAS, asta s-a mai întâmplat. Dar ca regulamentul competiției, făcut de niște nătărăi, să fie contestat de către întreg fotbalul, pentru că dacă ar fi fost trei echipe în bătaie la titlu, contestau trei. Dacă ar fi fost șase, contestau șase. Așa ceva este inacceptabil. Deci vedeți că toate acuzele pe care le-am adus, ligii profesioniste de fotbal, în general competiției, fotbalului ăsta de rahat, sunt justificate acum când ne trezim într-o situație fără de precedent. Așa e, Radu, în limba română există un cuvânt nemaipomenit, se numește cauzalitate. Cauzalitatea este, eu știu, legea care guvernează tot ce se întâmplă în viața noastră și în viața oricui. În momentul în care întreprinzi o acțiune, evident va urma un efect. Lucrurile care se întâmplă întotdeauna sunt efectele unor acțiuni precedente și situația asta, să ne aducem aminte de câte ori am fost noi la TAS în anii trecuți, da? Era evident că lucrurile nu se vor îmbunătăți sub nicio formă, ba, mai mult de atât vor merge din rău mai rău. Să ne uităm la toate lucrurile astea care s-au întâmplat, da? Uite, acum Federația s-a descoperit că are FRF-ul, are o datorie de 5,3 milioane de euro în, la sfârșitul anului fiscal 2015. Asta în condițiile în care, spune Mircea Sandu, aici, bineînțeles, cu îndoielile de rigoare, el ar fi lăsat undeva la 23,8 milioane bani care trebuiau să intre în federație până la finalul anului 2014. Ce să ne mai mirăm? Dacă ăștia sunt oamenii care ne conduc, la cine putem aștepta? De asta zic, cauzalitate. Ăsta e cuvântul care ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. Pentru că în momentul în care, eu știu, cineva spune, domne, Hagi a făcut și adres, e un mare antrenor, e un mare proiect acolo la Ovidiu. E bine, trebuie să ne gândim că nu există efect fără o cauză și nicio cauză fără efect. Bun, sigur că ne întoarcem iarăși la sistemul de competențe, pentru că asta vedem aproape în toate posturile publice în această țară. Public nu în sensul de afacere a statului, adică de o funcție cu responsabilitate și care este în văzul lumii, la asta mă refer. Poți să fii și într-o întreprindere privată, e același lucru. În general, oamenii fără competențe ajung în funcțiile înalte, într-un stat mâncat de corupție, de pile, da? Așa se întâmplă peste tot. Cu cât corupția este mai mare, a se vedea statele africane, Nigeria sau Camerun, de exemplu, unde nu crește nici iarba din cauza acestor probleme. Deci la noi totul este pe lipsă de competență, e valabil în funcțiile cheie, e valabil în meseriile astea de prim plan, dar pe relații, pe pile, pe nepotisme, și atunci evident că nu putem să avem niciodată undeva un lucru bine făcut, până la capă, nu în lozincă. Fotbalul sigur nu avea cum să facă excepție, pentru că aici nepotismele și incompetența au fost întotdeauna la cel mai înalt nivel. Este valabil și în presă, unde, într-adevăr,
oamenii de proastă calitate s-au adunat, tocmai pentru că totul este făcut pe relații și pe prietenii. Da, în mediul ăsta ne bălăcărim și noi de atâția ani, domnule, numai asta contează. Dacă ai coloană vertebrală și ești pe capul tău, pe contul tău, n-ai numerele celorlalți în agenda de telefon, ești un marginalizat. Dacă ai relații la fel de proaste cum ești și tu, atunci vei fi întotdeauna bine plasat. La fel și în fotbal. Sigur că era o utopie să credem că după dezastru Mircea Sandu, Mitică Dragomir, an de coșmar, stalinismul fotbalului românesc a fost întruchipat de cei doi, era aproape imposibil într-o țară cu asemenea gunoaie, cu asemenea mizerii peste tot, cu asemenea tertipuri, era imposibil ca în fotbal să ajungă niște oameni deștepți, isteți, civilizați. Da? Faptul că ei n-au putut să organizeze o competiție, asta ar trebui să ducă, în primul rând, la demisia întregului for. Deci, Liga Profesionistă de Fotbal este organizatoarea campionatului. Ar trebui să dispară fără niciun fel de discuții. Da? Să nici nu mai dea un comunicat, să nici nu mai lase bilet de adio. Când propriul tău campionat, deci munca ta, da? De zi cu zi, este contestată la sfârșitul sezonului și pe bună dreptate. Pentru că dacă stai să citești acolo, nu reiese clar acest lucru. Sigur, indiferent ce se va întâmpla la TAS, că va avea dreptate viitorul, că îi se va da dreptate, nu mai vorbesc dacă îi se va da dreptate Stele, este ceva cum nu s-a mai pomenit nici în cele mai cumplite coșmaruri. Da? Și dacă va avea viitorul câștig de cauză, nu este posibil ca o altă echipă care s-a aflat în lupta pentru titlu, fie ea și păstorită de niște oameni care n-au legătură cu legea, sunt oameni de junglă, cei care conduc FCSB-ul, dar chiar și așa a te contesta după ce tot anul ai jucat în mlaștina asta, un campionat mâncat de cari și de moli, la sfârșit Hodorong Trong să mai ducă ea și la TAS să-ți dea peste bot. Și tu mai ai curajul să dai comunicate, să ceartă între ei. Am înțeles Justin Ștefan, secretarul general al Ligii, băiat tânăr, da? Carențe, evident, în a conduce. El probabil era bun ca și chibiț. Așa, nu trebuia să ajungă într-o funcție pe care, evident, nu o poate ocupa. Este prea înaltă pentru el. Andrei Vochin, de partea cealaltă, și el a ajuns totuși cam sus față de ce făcea la ziar. Era un jurnalist absolut onorabil, un bun jurnalist, s-a și făcut treaba în jurnalism. Da? La FRF, deocamdată, nu ne-a ajutat cu absolut nimic. El îl contrează pe ăla, pe criteriile cum s-a organizat campionatul, că nu e în stare, deși federația organizează 15 competiții pe an, spune Vochin, și Liga numai una. Liga nu e în stare să organizeze nici pe aia. Da, uite ce spunea Dan mai devreme cu golurile în gestiune la FRF, cu alegerea catastrofală a lui Christoph Daum ca selecționez și așa mai departe. Deci este o bătaie de joc, da? Oameni care au ajuns în niște funcții ca să se facă de râs. Despre asta e de discutat. Aș mai adăuga ceva, Radu, la toată lipsa asta de organizare. Faptul că noi ne-am întrebat de multe ori, dar de ce începe campionatul atât de devreme și de ce se termină atât de devreme? Pentru că mai ales într-un an, cum este anul acesta, 2017, unde nu avem o participare la vreun turneu final sau măcar nu sunt susceptibili de a ne califica la vreun turneu, pentru că nu există un turneu final, de ce se termină atât de devreme? Ei bine, iată, campionatul s-a încheiat, mă rog, partea aia care contează mai mult, să spunem așa. Iar acum ne pregătim pentru meciul cu Polonia pe 11 iunie sau 10 iunie. 10 iunie, mereu le încurc. Așa. Mai sunt vreo 3 săptămâni. Și acum ce fac jucătorii care au terminat campionatul? Daum spune că de săptămâna viitoare începe să-i pregătească pentru meciul cu Polonia. Nu știu dacă asta e o situație ideală. Bună, da, în orice caz. E o dilemă iarăși. Deci cum se termină campionatul, jucătorii intră practic într-un cantonament de ăsta. Păi și ce faci? În loc să le dai și lor vacanță, nu? Să-i lași să plece? Da, da? Fiecare cu metoda lui, sigur, Daum este disperat. Măcar el... să fi mers campionatul până mai aproape de data respectivă. Să se fi terminat cu o săptămână, 10 zile înainte. Da. Dar nu cu 3 săptămâni cam înainte, 4 săptămâni înainte. Cam așa se termină campionatele. Vedem că peste tot ele sunt la final acum, pentru că sunt datele de finale de cupe europene. Da, dar uite că mai sunt e data asta etapă, europeană, două. Da. Mai sunt cupe fixată pentru toată lumea în luna iunie când se joacă. Sunt și meciuri amicale. Astăzi datele de meciuri amicale trebuie respectate cu aceeași sfințenie ca și cele oficiale. Noi jucăm cu Chile, dar după meciul cu Polonia. Nu jucăm înainte, adică nu pregătim meciul cu Polonia printr-un alt amical. Da, bun, dacă o mai fi vreun Chile pentru fotbalul românesc după meciul cu Polonia, mă dau seama ce se va întâmpla acolo, ce cataclism va fi dacă vom lua bătaie în Polonia, măcar așa cum am luat acasă.
Polonia a câștigat pe arena națională fără probleme, cu Lewandowski la un moment dat într-un picior, lovit în tribună. După tardă, da. Da, bineînțeles, ne-au bătut ca pe hoții de cai. Bun, deci revenind la această situație absolut unică, pentru că așa este, aproape toate campionatele din ultimul deceniu s-au terminat la TAS, dar nu în privința regulamentului. Ele ajungeau la TAS, spuneam, pe clinciuri dintre astea, pe undeva scuzabile, echipe mici, conduse de niște măgari, dar care ajungeau, sigur, în condițiile astea să se certe ca la piață, că nu le ieșeau lor socotelile. Federația sau Liga, în cazul ăsta, îi penaliza, le dădea niște amenzi, îi depuncta și atunci ei se duceau la sfârșit ca să ceară neapărat pentru că aveau dreptate, pentru că puteau să uzeze de regulament. Însă să contești regulamentul competiției după ce te-ai angajat în ea, așa țigănie n-am văzut nicăieri. Deci dați-mi și nouă un exemplu odată. Ăștia care vă lăudați cu Hagi, care vă lăudați cu FCSB-ul, care vă lăudați cu Becali, care vă lăudați cu fotbalul românesc în general, dați-mi exemplu de campionat, dacă știți vreodată, unde regulamentul să fie pus în suspans la sfârșitul competiției și echipele să se ducă să ceară mila unora, da? Că nu e justiție acolo, e o milă, te duci ca milogul cu desaga și cu șapca frământată la TAS, ce treaba o ia, mă? Burleanu deschizându-le larg porțile, spunându-le, haideți mai repede, nu mai treceți pe la comisiile federației. Ce rușine, ce lipsă de caracter. Păi, dar atunci pentru ce sunt comisiile alea? Țineți minte comisiile, alea care le pasa Dragomir către Sandu, după aia Sandu către Dragomir, nimeni nu știa niciodată unde sunt, au fost un obiect de gâlceavă vreo 10-15 ani acele comisii, evident, n-aveau nicio valoare. Era ca mare adunare națională a lui Ceaușescu. Da. Era doar pe hârtie, pentru că oricum el făcea ce vroia, așa și acolo. Ce importanță avea? Mitică și Mircea Sandu tăiau și spânzurau. Aceste comisii, iată care, pe cum Dumnezeu, tu comisie FRF, să nu poți să-ți dai cu părerea despre rezultatul campionatului? Cum să-l lași pe ăla să se ducă la TAS? Dar ce treabă are TAS-ul să judece regulamentul intern? Da, este o nerozie, nu se poate face așa ceva. Deci, oamenii ăștia, e o lașitate. N-ai ocazia, n-ai posibilitatea să tranșezi. Păi vină, mă, invită-te la un post ăsta de televiziune de sport și explică, bă, țării, în 20 de minute, tu ca oficial, cum stă treaba? Cum să-i lași pe ăștia niște derbedei și unii și alții să se ducă la TAS? Cum să-i lași să se ducă la TAS? Explică-le, bă, la început și de aici înainte, când mai faceți o dată calendarul, că am mai explicat-o și cu Cupa României și cu tragerile la sorți și cu aranjarea meciurilor pe zile, România fiind singura țară din Europa, dă-le dracului de televiziuni de sport, că toată lumea are televiziuni de sport, da? România este singura țară din Europa unde nu se joacă două meciuri în același timp, da? Nu există nicio țară în Europa care să aibă 9 meciuri în etapă sau 8 meciuri sau 12 meciuri sau câte ori fi, să se joace la 12 ore diferite sau la 10 ore diferite. Teoretic, suntem asta, singura țară. Asta ar ține de un marketing. Nu, altfel s-a explicat. Noi nu avem implementat sistemul ăla de pay-per-view sau de pay-TV. Și atunci două meciuri jucate la aceeași oră, ni s-a spus, noi sunt în concurență. Cum să fie în concurență când televiziunile de sport au fiecare câte 4 canale? Evident că nu sunt în concurență. Dar încă o dată, și asta este o desconsiderare a competiției. Toți au multiplexul ăla care aduce un plus de adrenalină, da, emoția e alta atunci când meciurile se desfășoară într-un sistem de tipul ăla. Noi suntem singuri, deci nu mai găsești nicio altă țară. Dacă ar fi o idee bună, cu siguranță ar fi folosită și de alte țări. Sigur, nu există nicăieri, da, nicăieri. Germania, nu? Deci, pe lângă asta, deci este un tot, da, am vorbit despre regulament, am vorbit despre Cupa României, am vorbit despre aranjarea meciurilor în timpul săptămânii. Băi, deci numai idioți peste tot. Explicați-mi și mie unde s-a făcut cu cap ceva. Plus acest play-off, play-out, da? Acest sistem pe care noi nu-l stăpânim. Deci, hodoronc tronc, îi trebuia fotbalului românesc să se mai complice odată cu un sistem extrem de dificil de înțeles. În primul rând că, nu mai țin minte, în primul an nu știa nimeni ce-i de făcut. Da? A fost și sistemul ăla, pe vremea lui Mitică, când jucau pe opțiuni. E opțiunea întâi, e opțiunea, dar nu era primul meci opțiunea întâi. Tot anul nimeni n-a înțeles nimic. Da?
Deci, numai complicații în loc să fie simplu, pentru că nu sunt oameni care să știe să explice, nu sunt oameni deștepți acolo. Dar ei să cred, sigur, prostul întotdeauna crede că are el dreptate. Evident că ăștia toți sară în aer și spun, domnule, dar cum e posibil că noi, că nu știu ce. Și dar n-ați fost în stare să le explicați echipelor, nu trebuie să veniți să vă justificați la noi. Da? Echipele vă sar în cap la sfârșitul sezonului că n-ați fost în stare să aveți un regulament. Ce era, bă, așa de greu? Tu se vorbește de juriștii ligii, da? Ăia citesc contracte, ce citesc ăia, bă? Dacă regulamentul campionatului este contestat. Este contestat de două echipe, de dacă erau trei în situația asta, îl contestau trei. Da? Deci oricine ar fi fost în situația asta, sărea, s-a agățat de ceva. Ei jucau, știau că sunt hoți între ei, jucau ca să vadă. Asta e marea hoție, exact ca și denunțurile în politică. Da? Nu fac imediat, eu nu denunț pe ăla, îl denunț peste 15 ani când am nevoie. Așa și aici, ei jucau într-un campionat despre care știau că n-are sfârșit. Jucau, jucau să vadă ce se întâmplă și în momentul când nu le-a ieșit, atunci s-au dus și au dat vina. În loc să spună de la început, în loc să se verifice de la început, bă, și mi-a răcit gura ani de zile pentru proștii ăștia, dându-le toate exemplele civilizate din fotbalul internațional, cu controlul și gestiunea franceză. Am vorbit mii de ore la radio despre asta. Cum aranjează ăia, cum în Franța pentru un eurocent ești retrogradat, tăticule, dacă nu-l poți dovedi. De ce fotbalul românesc nu putea să facă în 25 de ani un sistem de genul ăsta? Că numai la noi era așa. Uită-te cum arată Liga 2. Da? 4 echipe s-au retras din competiție. Nu mai știi câte etape trebuie să aibă campionatul. Da? Unii se retrag în mers, alții se retrag în weekend, alții se retrag la pauza dintre tur și retur. E o bătaie de joc. Aceste echipe intră în competiție numai pe șpagă. Numai pe prietenii, numai pe lasă-mă că l-am ajutat eu pe ăla odată, îmi dă și el. Știi, ții minte, Dane, cu atribuirea licențelor, cum era la noi? A obține licența. Te duceai în 100 de locuri, s-a anunțat, n-au luat. Ba da, bă, le-a dat-o. Facă ea contestație până o iau. Da, Rapidul și toți hoții ăia. Până la urmă, da? O luau tot pe blat. O luau pe blat toți, se duceau. Nimeni nu era calificat să joace. Cluburi în insolvență. Dăm exemplu de campionat în Europa, unde nu poți să te duci în cupele europene, deși ești pe listă, că ești în insolvență. Ce, bă? Insolvență? Păi ești trimis în Liga 4, instantaneu. În fotbalul serios, dacă prezinți probleme de genul ăsta. Cum adică e insolvență? Dar ce, bă? Fotbalul profesionist e obligat să ia toți trântorii la drum? Asta nu înțeleg băieții de la ligă. Fotbalul e profesionist, bă, tată, nu e ca la voi în bătătură. Deci dacă ești profesionist, trebuie să fii cu temele făcute la zi. Altfel e fotbal de amatori, ăla de curtea școlii. Dar ei au admis toate hibele astea numai ca să aibă liniște, așa făcea și Mitică. Lasă-mă că dacă ea sunt fericiți, putem să furăm împreună. Da? El asta era condiția lui, să fie toată lumea mulțumită și fiecare avea partea lui din cașcavalul ăla general. Cu toții luau. Problema, Radu, că dacă la nivel, erau criteriile. La nivel politic, odată cu intrarea în UE, România a fost forțată să alinieze la anumite standarde. În privința sportului, noi până acum nici măcar o lege a sportului nu avem, care să justifice felul în care banii aceștia, de exemplu, cum e situația CSM-ului, da, clubul de handbal din București. Și nu mai decât handbal, pentru că iau mai multe secții acolo. La nivelul ăsta sportiv, n-am intrat într-un UE în care nu, să... aici sigur e vina instanțelor, e vina fotbalului în general, pentru că el se consideră stat. E și vina opiniei publice, Radu, și vina celor care participă la fenomen, pentru că printre oamenii care urmăresc fenomenul, printre oamenii care sunt implicați în fenomen, sunt și oameni care gândesc, oameni care au bun simț, oameni care muncesc din greu și care, iată, tac din gură, pentru că eu sunt convins și chiar mă gândeam la situația asta. Uite, toate echipele astea care au fost forțate în ultimele etape să facă diferite meciuri strategice, să spunem așa. Unii dintre jucători probabil că au îmbrățișat cu căldură ideea. În schimb, alții sunt convins că au avut reticențe și cred că lucrul ăsta s-a văzut și pe teren, pentru că au fost anumite jucători care așa au... la fotbal. Exact. Da. Sunt unii care sigur că au reținere, mă, nu știm nici motive. N-au suficient curaj să fure. Sunt de curaj și pentru asta. Poate urmează să te transferi la Steaua și iarăși... Exact, ai interese, da. Nu că n-ai fi un hoț autentic. Poate mai sunt și oameni, dar asta... Sigur, unii mai sunt care într-adevăr au principii, bineînțeles, dar nu sunt la locul lor acolo. Îți reamintesc că așa au fost conducători de club, investitori, care s-au retras, nici nu mai știe lumea de ei, repede, pentru că și-au dat seama că nu e mediul lor, nu e lumea lor. Da?
sigur, sunt și jucători care au principii, au scrupule, totuși nu mai suntem în epoca... Oamenii ăștia ar trebui să iasă în față, pentru că știi ce se întâmplă atunci? Uite cum e situația asta cu Hagi, spune lumea, bine domnule, dar care sunt dovezile? Voi vorbiți acolo, dar arătați-ne dovezi. Dovezile sunt meciurile. Da. Fotbal se uită toată lumea. Exact, deci, exact. Asta pot formula, da, nu, stai puțin, că nu sunt secrete de stat. Nu suntem la Casa Albă aici. Să spune că nu știm ce-i cu NATO, că nu se înțelege Statele Unite cu nu știu cine, dar este clasificat, da? Este top secret. Nimeni nu va putea să știe niciodată care e sămânța de scandal acolo. Nu, aici sunt niște meciuri, toată lumea le vede, cum adică n-avem dovezi. Dar meciurile, ce vine pe mine să mă conteste cineva sau pe tine că nu m-am uitat la meciul ăla cum trebuie sau ce? Cu atât mai mult, Radu, dacă ăsta exista... e rolul nostru, să ne uităm la ele cum trebuie. Dacă ar exista, asta face, eu știu, jurnaliști de investigație care ar discuta cu oamenii ăștia, care ar fi dispuși să-și țină coloana dreaptă, spatele drept în fața măgăriilor. Dacă ar fi, uite, ne-ar putea contacta, pentru că noi avem adrese de e-mail, avem telefon, avem să facă ceva, pentru că atâta timp cât toată lumea tace din gură, lucrurile astea vor continua. Ena nu s-a putut. A fost momentul ăla zero reluat de nu știu câte ori. Și în fotbal, și în jurnalism, și așa mai departe. Nu s-a întâmplat nimic. Pentru că e mult mai comod ca până la urmă să intri în rând cu lumea. N-are sens să faci. Pentru că dacă faci notă discordantă, ți-am spus, se întâmplă cum a fost cazul investitorilor. La un moment dat vei pleca, te vei sătura de lumea. Să-ți aduc aminte de emisiuni la televizor care s-au anulat pentru că s-a primit un telefon de la Gigi Becali sau de la Giovanni sau de la mai știu cine. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles că au fost și peste tot se întâmplă. Mai asta. Sunt oameni cu integritate, oameni care într-adevăr vor să spună ce au de spus. Da, dar iată că nu este suficient. Deci rezultatul este catastrofal. Știi ce? Nu noi toată lumea... acum de rezultatul final al acestei competiții. Este o rușine. Deci campioana este înconjurată numai de suspiciuni de blat. Da? De când a venit în prima divizie și până când a câștigat acest titlu, care deja, cum să spun, ne-atârna deasupra nasului, pentru că era inevitabil viitorul anunța acest lucru din sezoanele trecute. Hai, că mai putea să mai aștepte un an dacă ar fi pierdut acum, dar până la urmă tot s-ar fi întâmplat. Deci, campioana este suspectată de blat, cum practic nu s-a mai întâmplat de mult în această competiție, iar regulamentul este batjocorit, practic, de această deplasare la TAS. Nici nu știu sigur dacă până la urmă se va întâmpla, că îi cunosc pe român. Da? La noi nu e nimic bătut în cuie. Sigur că o să aflăm peste o zi, două, că nu se mai duc la TAS. S-au împăcat, s-au înțeles, altă pungășie. Adică, e o înțelegere de aia de desubt să nu ne mai facem încă de râs și mai departe, dar nu e nimic cinstit sau corect. Este tot o pungășie. Te-aș întreba și ceva. S-ar scrie în presă, uite, măcar onoarea asta au avut-o. Corect. Nu e nicio onoare. De onoare. Da, nu e nicio onoare. Nu este nicio onoare atâta timp cât ei au strigat toți, hoții, deși ei... la rândul lor câștigau campionatele, evident, în aceeași metodă. Asta e tipul de onoare precum cea pe care, despre care se vorbea în cazul lui Jean Pădureanu. Da? Care spunea, da, domnule, evident. Ăla a fost... Lui se spunea lordul, lord, era cel mai mare hoț. Exact. Așa e. Și uite-l pe penalti, da, în care am dat cu pietre, practic, de când m-am născut. E, înlănțuie condamnările penalti precum perlele pe un... da? Pe o sfoară de aia în Tahiti. Deci exact așa sunt la el. Bă, protejat de sistem. Că nu dădea nimeni în vremea când mă duceam eu pe la meciuri, nu dădea nimeni. Nu, mai scriau unii așa. Dar după câte o ședință de aia puternică în redacție, scădea tonul. Câteva săptămâni, sigur, pe aia ăla era rizibil. O, și față de tântălău, da, nepriceput la fotbal, un om dezagreabil, un om mizerabil, din toate punctele de vedere. Cum dracu să ți-l faci, mă, prieten? Asta mi se pare uluitor. De seama ce om trebuie să fii tu, să te întovărășești cu un asemenea, care, bă, nu era un mafiot, da, nu era Pablo Escobar, da, nu avea niciun pic de spirit. Era un prostănac de primă mână. Cum să ți-l faci, mă, prieten, pe ăla? Ce să înveți de la un asemenea om care nu știa să vorbească românește, care nu știa să vadă un meci de fotbal, care n-avea o analiză la nimic? Dar el semăna teroarea, bă, în zona lui. Atenție! El semăna și veneau toți arbitrii și eu puneau pe VAR. Că asta cerea el. Să-i pună penalti. Și ăia băteau de la Ceahlău cel mai bine din lume. Penaltiurile nu rata unul. La Ceahlău că băteau și noaptea. Radu, să remarcăm un lucru.
Acum nu zic doar de presa sportivă, dar cât un jurnalist care urmărește evenimentele este în fiecare centru de ăsta media. Câtă lumea a zis o propoziție legată de îndreptățirea lui Hagi de a fi viitorului, hai să nu spunem lui Hagi, de a fi campioană. Eu n-am văzut nicăieri un rând. N-am văzut, poate nu m-am uitat unde trebuie. Dar sincer nu adică am văzut înainte de final sau nu, ce? În momentul ăsta. A, în momentul după ăsta, ce s-a terminat campionatul, că nu merită să-l ia, că nu merită. Da, așa e. Nu, eu n-am văzut un rând nicăieri. Dar poate exista rândul ăla, dar nu l-am văzut. Nu, n-am văzut nicăieri nici eu. Hai să ne uităm la altă treabă. Câtă lume în afară de tine care ai spus acum și sincer nici eu n-am mers cu gândul așa departe, câtă lume se gândește să ceară demisia celor de la ligă pentru problema asta cu finalul de campionat? Nu știu, asta s-a mai putea întâmpla. Nu e asta o idee că vine unul era acest, asta datoria. Asta era datoria presei să semnaleze lucrul și să ceară demisia? Au mai fost. Deci ProSportul și Gazeta au făcut. Dar eu nu mă refer la ProSport și la Gazeta. Scandal, da, de-a lungul timpului, cu meciurile trucate au făcut, cu pariurile au făcut. Eu nu spun că n-au făcut. Cu arbitrajele au făcut. Nu-i vorba de asta. Că nu fac. Trebuie să facă ceva într-un an de zile. Evident că nu pot să scrie numai despre vreme. Ce vreme va fi la meciuri. Nu asta e discuția, că n-au făcut. Au făcut, dar analiza lor asupra fenomenului lasă de dorit. Într-adevăr, uite, avem acest final de campionat, pe lângă faptul că nimeni n-a văzut venind nenorocirea asta, absolut nimeni n-a văzut-o venind, și asta e acum de câteva zile, când Steaua s-a mai uitat un pic peste hârtii, așa cum te uiți peste un document uitat în sertar, și sigur chestiunea asta cu realitatea, pentru că nimeni nu știe fotbal. Și dacă ar ști, n-are curajul să spună. Nu poți să-i dai viitorului credit ca echipă de fotbal. Evident, asta înseamnă că tu acoperi un eveniment, în cazul ăsta sportul, fără să te pricepi la el. Bun, da, exact cum ministrul agriculturii vorbește despre agricultură, el n-a avut nicio treabă cu asta. O fi lucrat în domeniul ăla 100 de ani, dar nu înseamnă că se pricepe. Da? Așa e și aici, că sunt unii care s-au angajat în presă pe criteriile că da, asta făceau de mici. Să uitau la televizor, la fotbal, că altceva nu înțelegeau, se duceau afară și jucau fotbal, că trebuie că s-a și întunecat afară. Asta e. Probabil că o să trecem direct în emisiunile de seară când ieșim de la asta. Bine, sfârșitul lumii ne-a anunțat libertatea sau nu știu ce, nu e o surpriză. Uite cum se vede în spatele lui Dan Bâra, zici că suntem la miezul nopții. Mai avea vreo 2 minute în condițiile astea, Dane, că dacă s-a întunecat așa, alt program. În fine, deci nu n-au competența asta să vină și să analizeze corect nici echipa națională, unde n-a atras nimeni un semnal de alarmă. Că n-avem oameni, că n-avem jucători, că n-avem perspective, niciodată nimic. Sigur că după cât un eșec, se dezlănțuie cu tot. Asta vreau să spun. Dar înainte nu scrie unul. Haideți să le explicăm oamenilor, că sunt convins că sunt oameni care simt, dar nu au foarte limpede imaginea asta. Ce înseamnă să urmărești un subiect de genul ăsta, da? Atunci când ai un subiect precum, uite, performanța lui Hagi, care a luat un teren viran și a făcut o echipă și în 8 ani de zile a făcut-o campioană, pe subiectul ăsta poți să dezbați cât? O vară întreagă, nu? Da. Bun. Hai să punem invers situația, da? Să zicem că la Digi sau la Dolce s-ar discuta subiectul spunându-se, domne, Hagi a făcut niște meciuri foarte dubioase, cum o fi ești el campion? Da? Cam cât ar dura subiectul ăsta, cât s-ar putea discuta și ce consecințe ar avea? Da, bun. Nediscutând, e clar că tu ești părtaș la această hoție. E clar, da? Deci înseamnă că tu finanțezi terorismul. Pentru că, până la urmă, vorbim în termeni sportivi, sigur, da? Dar corupția este asimilată la nivel internațional, da? În justiția internațională, la nivelul terorismului. Hai să spun, deci, practic, are nivel de echivalență. Noi asta facem susținând aceste blaturi. Să-ți dau un exemplu. Recent, în urmă cu câteva săptămâni, am avut un serviciu de care nu am putut să beneficiez și am vrut să fac o reclamație. Știu, da. Și atunci persoana respectivă mi-a spus, zice, doamne, ce să-i faci reclamație? Așa de ușor să faci rău. Exact, da. Așa e, bună asta. Da. Da. Dar să știi că am încercat și eu weekendul trecut, că am zis, hai mă, să vedem că poate s-a întâmplat la Dan Bâra sau nu-i mergea lui scula. Hai să mă gândim. Bă, și câteva ore m-am chinuit și n-am reușit să fac nimic. Da. Deci exact aceleași servicii, de ele m-am lovit și eu, bă. Bă, deci nici nu puteai să te abonezi. Deci eu am intrat pe site-ul lor, e vorba de Telecom aici. Vrei să plătești? Da, am intrat pe site, bă, nu se putea nici să te dă, eu dau premiu oricui.
Da? Și spusese mălura din jurul meu, bă, ăluia care reușește să-și facă un abonament la un serviciu de pe site-ul ăla. Ei făcându-și nu știu câtă reclamă. Bă, dar tu îți dai seama ce incompetenți, mă? Deci cum să lași site-ul când tu ești un gigant pe mâna unor lepădături, bă, tată? Deci este absolut lamentabil să ai un asemenea site din care să nu poți să faci nimic. Deci nici să vrei nu te puteai abona la nimic, mă. La nimic. Eu, care sunt client la Telecom de 15 ani, Dane, site-ul nu m-a autentificat, bă. Deci după toate chestiile, mi-am bătut numele de 1 milion de ori, mi-am bătut adresa de e-mail de 2 milioane de ori, mi-am bătut parola de nu știu câte ori, mi-am schimbat parola de nu știu câte ori, mi-am băgat ID-ul, mi-am băgat codul de client, mi-am băgat sectorul, că am dat cu Google și mi-a dat Google, îți dă sectorul, mi-am băgat tot și laptele ce l-am sub de la mama și site-ul nu m-a autentificat, bă. Deci nu mă lăsă, nu existam pentru el, eu sunt de 15 ani. Client. Vă dați seama în ce lume trăim, bă? Ăia stau într-un confort cu reclame pe toți pereții, picior peste picior, bă. A, mă, dă-i, dă-i, bă, aia. Într-o lume dintre asta de mafios, de corporativ, ei sunt bâtă. Bâtă. Na, nu mai vorbesc de faptul că tu apucasei la un moment dat să plătești și nu mai vedeai. Bă, pe mine nici măcar nu mă autentificau. Da? Deci, la nivelul ăsta suntem. Ce vrei, bă, de la ăștia? Ce competiție să transmită? Ei care nu au o frază pe site scrisă corect. Nu există propoziție de cap-coadă să fie scrisă corect. Îi lipsește un punct, îi lipsește un semn de exclamare, îi lipsește o cratimă, îi lipsește ceva. Sunt legate două cuvinte, nu-i spațiu între ele. Nu există nimic corect, nu există nimic bine făcut. Ce poți să, ce să te aștepți, bă? Ăsta e marele nostru online. Păi așa arată, bă, și fotbalul românesc. În toate domeniile. Aia sunt la fel, ți-am spus. Aia transmit campionate de la Digi, dau bani pe ei. Bine, nu cei care le comentează, cei care le produc. Șefilor. Dau milioane de euro și ei nu-și cunosc propria competiție, mă. Ei nu se uită la niciun meci. Cum să transmiți, bă, înregistrarea lui Saint-Étienne cu Paris Saint-Germain în penultima etapă? Nu dai niciun meci live, ok? Și transmiți înregistrarea unui meci, aia nicio valoare, mă, după aia l-au modificat în Monaco cu Lille. Ce mă interesa, bă, că nu mai era nicio miză acolo. Deci ăia iau clasamentul, nu se uită la niciun meci din ce trai și spun, a, păi ăia, primele două. Nu, mă, tată, dacă ești deștept, dai locul 17 cu 18 în live, dacă ăla e cel mai important meci, da? M-a fost la englezi atunci când s-au bătut ăia în subsol cu Swansea, dar bătut în deplasare la Sunderland, era mai interesant ăla decât ce făcea Chelsea cu nu știu cine. Evident, titlul era jucat, mai am nicio bună. Dar nu te duce capul, bă. Despre asta e vorba. Nu te duce, dacă nu te duce, ce vrei, mă? Sigur, sunt bani pierduți, aruncați, dar de care suferă până la urmă toată lumea. Că așa e făcută și competiția. Ăia joacă lunea, că ei să aibă și luni ce să mai difuzeze. Dar ați văzut cum fac. Tragere la soție la 9 dimineața, că asta e. Programul e făcut greșit la toate site-urile. Ce vreți, mă? Și acum m-am mirat că Iustin Ștefan a ajuns crispat, secretar general al Ligii, n-a avut timp să-i întrebe pe juriști dacă s-a uitat peste contracte. Nu s-a uitat, bineînțeles. Aia trebuiau să precizeze mult mai clar. La sfârșitul sezonului regular, cum îi spun ei, da? Departajarea se face în felul următor. Două puncte. La egalitate de puncte, sistemul nostru este următorul. Rezultatele directe în play-off. Dacă acestea sunt egale, numărul mai mare de goluri sau numărul mai mare de bare. Nu știu, să-ți facă un sistem. Dar clar puse pe hârtie. Da, uitați-vă într-un regulament al unui campionat străin să vedeți că le găsiți pe toate. Da, nu există niciun dubiu, nicio discuție, niciodată despre lucrurile astea. Așa este. Clar. Radu... Ați văzut un campionat occidental terminat în halul ăsta? Ăia certându-se între ei, bă, dar cine a câștigat? Numai în curtea școlii se mai întâmpla așa. Acolo te certa într-adevăr. Deci noi suntem cu campion. Ei, a scris Ovidiu Ianițoaia vreodată un editorial despre fotbalul românesc, care e de fapt fotbalul de curtea școlii? Eu nu am citit. Să știi că sunt foarte multe comentarii interesante pe pagina de Facebook a emisiunii. Vă așteptăm acolo, dar o să le citim și o să povestim despre ele după o scurtă pauză de publicitate. Ne-am întors, dragi prieteni, actualitatea fotbalistică este densă, dar sigur că trebuia totuși să punem punctul pe ei astăzi, la 2 zile după ce
Iureșul s-a declanșat definitiv în fotbalul intern, adică s-a încheiat sezonul și sunt aceste probleme de nerezolvat pentru sistemul nostru de tip mafiot, în sensul că prost constituit și condus de niște proști. Și sigur că trebuia să discutăm pe această temă. O să vorbim, o să-i ducem cumva pe cei care se așteaptă că o să o lăsăm mai ușor în zilele astea, o să-i ducem cât mai spre colțul ringului, așa, în această perioadă, pentru că astea sunt subiecte pe care trebuie să le dezbați cu asiduitate și măcar să-i faci de râs în fața lumii pe cei care nu reușesc să păstreze controlul unei competiții de tipul ăsta. Dar altfel să consideră stat în stat și nu catadixez să dea explicații la timp. Când fac câte o conferință de presă, este mega eveniment. Așa, Radu, scuză-mă, te întrerup o clipă, spuneam de mesaje, sunt foarte multe mesaje pe pagina asta de Facebook și evident că le așteptăm acolo, s-au și legat foarte multe discuții, oamenii încep să vorbească și între ei, dar sunt câțiva care ne întreabă despre diferite osanale care li se aduc conducătorilor, în cazul ăsta Hagi acum, pentru că el e vedeta campionatului. Ne întreabă ce părere avem de Filotti, ce, mă rog, de diferiți care au scris. Eu chiar am intrat pe Facebook și în momentul în care Viitorul a câștigat campionatul, am văzut colegii care, mă rog, foștii sau colegii de breazlă, să spunem așa, care scriau diferite lucruri despre faptul că Hagi a câștigat campionatul. E bine, în tema asta, în subiectul ăsta, să spunem, denumit generic, cine își mai face la vară vacanța la Iachi. Citeam articolul din ProSport al lui Florin Karamavrov, jos labele de pe Hagi. Și l-am citit și eu, da. Mi se pare impresia, ceva... Prima impresie este că l-a scris chiar Hagi. Deci în stilul lui, da, un text simplist, scris în, cred că sunt 14 cuvinte diferite, zici că e scris de Hagi. Da? Chiar mă gândesc, apropo de ce spuneai, sunt nimicuri astea, Karamavrov, Filotti și ăștia care se simt ei obligați așa să dea bine în ton cu lumea, nu, no, niște mărunței. Cum ar fi fost, Dane, pe vremea lui Neanicu? Îți dai seama ce s-ar fi scris de Hagi? Acolo, într-adevăr, toți s-ar fi băgat. Absolut toți. Da, Ioan, Chirilă, toți cei care scriau la vremea respectivă i-ar fi adus niște osanale. E că în vremea respectivă, sigur, nici la televizor sau la radio, evident, nu putea nimeni să spună altceva. Deci, doar cel care stătea acasă, abonatul la Sport, râdea în barbă de țara în care trăiește și de șmecheriile astea, de mizerie. Ne gândim acum, de exemplu, Vadim Tudor ar fi venit cu niște poezii, la fel și Adrian Păunescu. Da, cu toții, sigur. Cine? Eugen Barbu ar fi scris o carte. Toți, marele Hagi, în sfârșit. Știe care am avut munca lui Hagi. Care muncă, mă? Dar nu-i numai munca. Când te uiți la niște meciuri și nu înțelegi nimic din ele, înseamnă că ai muncit. Munca, transpirațiile, munca, lacrimile și iubirea. Da. Pentru ce? Se potrivește așa de un cântecel. Dar ne întreabă și pe noi dacă noi știm să iubim. Ce legătură ai iubitul cu blatul? Da? Noi vorbeam de blaturile lui Hagi, da? Despre care nu văd să scrie nimeni. Luați-le, bă, la rând, faceți un rastel mâine, poi mâine în ziare, care sunt meciurile suspectate de blat de când a intrat Hagi cu echipa asta în prima ligă. Asta aș fi vrut să văd. Da? Un campionat sub semnul întrebării sau suspiciune. Titlul pe prima pagină, nu trebuia să dai chiar atât de tare. Dar dădeai un titlu ăsta, suspiciune, și acolo toate textele ziarului, eu dacă eram patron la ziar, asta ați fi spus, bă, tată, hai să ne concentrăm pe ceea ce contează, nu pe osanale. Dă-l dracului pe Hagi că a fost bun sau nu. Pe mine mă interesează că l-am prins, da? Uite cum scrie presa franceză despre Radamel Falcao, că a furat 5,6 milioane de euro bani pe care îi datora fiscului spaniol în 2012-2013 când juca la Atletico Madrid. Nu cât de bun este Falcao, da? Ci de faptul că datorează fiscului banii ăștia. Deci este un hoț. Hai să lăsăm cu Hagi ce a făcut el pe vremea când era jucător. Dar ce mă interesează ce a făcut când era jucător? Da? O luăm ce a făcut de când este la Viitor. Și tot ziarul să fie încadrat de această tentă evidentă de suspiciune. Nu trebuie să spui acolo că Hagi este un bandit, că este un bou, că este... Dar pune-i totul sub semnul întrebării. Atâta timp cât meciurile sunt vizionabile de către toată lumea și se vede evident că, da, nu este nimic corect
Sau nu pare să fie nimic corect acolo. Deci asta ar trebui să fie tentă, nu hai care laudă mai repede. Aia nu ne interesează în momentul de față lauda. Lăudați-l cât vreți, că tot n-ajungem departe. Da? Acum, paginile astea de Facebook sunt publice și eu cred că e foarte interesant peste vară să urmărim care de unde își va pune poze din vacanță, pentru că, evident, vor fi și care vor merge în Turcia și care vor merge în Grecia. Așa era și cu Lucescu. N-avea unul curajul să spună, dom'le, dar antrenorul ăsta așa de mare, practic inventatorul fotbalului, el a inventat și mingea, nu numai fotbalul, n-a antrenat nicio mare echipă niciodată în viața lui, cu excepția lui Inter, când îi făceau ăia așa pe la spate, mă, prostule. Da? Și acum la Zenit, unde și-au bătut ăia joc de el. Deci în rest, el n-a antrenat decât la hoți, decât la corupți, decât în campionate măsluite. Deci n-a fost unul odată, mă, să scrie un text de ăsta, dar nu în care să-l infiereze în ultimul hal. Dar să spună, domnule, atâta timp cât n-a demonstrat nicăieri, n-a condus nicio echipă dintr-un mare campionat și să aibă rezultate cu ea, nu poate fi numit mare antrenor. Hagi a plecat de la Steaua plângând, dat afară de Becali, da? Hagi a plecat de la Naționala României lamentabil, da? Ce a făcut ca antrenor? În Turcia, vă reamintesc, a lăsat-o pe Galatasaray numai în izmene, pe locul 12 în clasament când l-au dat afară. Ce a făcut, bă, Hagi? Da? Dar nu să la Bursaspor a jucat și lupii l-au dat și aia afară de acolo. Ce mare rezultate a fost, bă? A câștigat un campionat în Occident cu vreo echipă, nu la Frankfurt și a luat campionatul. S-a dus la Everton sau la Southampton și a intrat în Liga Campionilor. Alea erau performanțe. Atunci chiar că nu mai puteai să zici nimic. Da? Și nu are niciun rezultat și nu va avea niciodată. Și contează că ia campionatul cu viitorul când campionatul nici măcar n-are un regulament, evident. Poate a câștigat, poate n-a câștigat. Da? Asta e. Și poate că nici nu-i campion. Ce o să spuneți după aia? Dar lasă că totuși munca rămâne. Nu mai e campion, dar munca a corect muncit. Să mă, toată lumea muncește, mă. Și ăștia în politică muncesc. Ce crezi că e așa de ușor? Când ești muncitor necalificat ca ăla la mecanică fină înainte de Revoluție și acum să conduci o țară? Da? Credeți că e așa de simplu? Dane, hai că ne vedem, ne vedem diseară. Da, ne vedem diseară, mai strângem până atunci niște material și, bineînțeles, mâine o luăm de la capăt. Rămâneți cu ghetuțele de la ora 17. Toate bune!